adăpostiți-vă! Cum să ne adăpostim când chestia aia trage în orice adăpost posibil? De aici! Haideți, prieteni! Țineți-vă bine de rampe! Către tot echipajul de luptă! Retrageți-vă! Întoarceți-vă la bază pentru a ne regrupa! Ce e chestia aia? Chestia asta nu-i de pe pământ. Atunci ce e? Tu i-ai vrut. Regret că a trebuit să afli în felul ăsta, Stildar. Specia ta e la cârma acelei nave. Și până când ne vor distruge pe toți, nu se vor opri. Hai, hai, Turbo! Sunt Max McGrath. Ăsta-i prietenul meu, Steel. Da, e un ciudat. Eu generez puterea, iar Steel are capacitatea de a o controla. Împreună, combinăm niște module turbo extraordinare. Le venim de hack celor răi și salvăm lumea. Știți voi, treburi de eroi. Noi suntem Max Steel. Max Steel. Pământul sub asediu. Partea a doua. Unchiuleferus, cum adică specia lui Steel e în nava aia spațială? Vrei să spui că acolo sunt ultralincuri? Da, și la fel ca tine sunt programate să se înarmeze și să-și distrugă gazdele. Eu nu-s așa. Fac parte din forța de invazia lui Machino. Menirea lor e să distrugă apărarea planetei, ca Machino însuși să mistuie și să absoarbă întreaga planetă. Adevărata misiunea lui Entec e să împiedice așa ceva. Asta e secretul tău? Ce ți-am făcut eu de crezi așa ceva? De când te-ai reactivat, n-aveam cum să știu că o să revii la căile alea. N-aveam cum să-mi asum riscul de a-ți spune adevărul. Ei bine, acum mi l-ai spus. Ești îngrijorat? Ar trebui. Mi-am pierdut încrederea în tine, Forciferus. Detest când maică-ta are dreptate. Ne pregătim pentru ziua asta de când am respins prima invazie a lui Machino. Spune-mi cum stăm. Stai așa. Prima invazie? S-a mai întâmplat odată? Avem un diagnostic preliminar al navei și nu diferă deloc de tehnologia lui Machino cu care ne-am înfruntat în trecut. Și ce mai așteptăm? S-o distrugem! Ușor de zis, greu de făcut. Nava are o nouă sursă de energie ce generează un scut în jurul ei. Nu-mi dau seama cum l-am putea străpunge. Atunci vom găsi o soluție în drum spre navă, fiindcă au inițiat deja următoarea fază a atacului. Cea de la sol. Sunt identici cu noi, Steel. Nu sunt ca noi, Max. Să-i dăm bice. Omule, te-ai dovedit util. Ți-ai câștigat îndurarea lui Machino. Atunci când îți vom răvăși planeta, tu vei fi cruțat. E tot ce mi-am dorit. Entec s-a întors în număr mare. Iar noi suntem gata. Hei, Steel, ești bine, amice? Ești îngrozitor de tăcut de când... De când am aflat că sunt o mașină de război pusă pe cucerirea universului? Da, de atunci. Sim.
Nu pe planeta mea! Frumoasă încercare, Jefferson, dar sper că ești la fel de priceput în cazul țintelor în mișcare. Avem companie! Prieteni, am prins ținta în vizor! Cheta avea dreptate în privința scutului. Nu putem trece de el. Ce ordonați, comandante? Mă gândesc la ceva. Tehnologia lui Machino pătrunde cu ușurință prin scut. Șeful, ți s-a urât cumva cu viața? Max, am nevoie de tine și mai ales de Steel. Ne întâlnim în zona de impact. Am înțeles! Oh, nu! Unchiule Berus! E în ordine, dar nu mi-ar strica un mijloc de transport. Desigur. Te-am prins. Ai vrut cumva să iei o gură de aer curat? Frecvența energiei lui Machino e singura care poate străbate scutul. Și vom intra. Steel, am nevoie de tine. Oh, brusc sunt. Ia cel mai bun amic al tău. Ted, Jefferson, țineți-i de piept și așteptați semnalul meu. Nu ne face să așteptăm prea mult, fiindcă vom da nas în nas cu elementele. Pieriți, trântori întreg. Da! Grozav! Da, am reușit. Încă n-am reușit nimic. Poftim? Repede, prin ghena aia. Deci, aici e acasă. Trebuie să găsim generatorul scutului și să-l oprim. Hei, ia stai, vreau răspunsuri mai întâi. Max, nu-i momentul. De unde-l știa tata pe Steel? Îți spun pe drum. Tatăl tău și Steel s-au întâlnit în urmă cu mulți ani. Între ei s-a creat o legătură, ca cea pe care o aveți tu și Steel acum. Dar credeam că Steel e malefic. Oh, perfect, iar mă e cu asta. Tatăl tău l-a făcut să se răzgândească. Dar tata n-a fost decât un om de știință. Nu, tatăl tău era celălalt Max Steel. Cine ar fi crezut? Stai! De ce nu mi-ai spus până acum? Întrebarea zilei, ding ding. I-am promis tatălui tău că te voi proteja. Legătura cu Steel n-a făcut niciodată parte din plan. Când s-a reactivat, n-aveam cum să știu dacă va reveni la programarea originală făcută de Machino. N-aveam cum să știu dacă va fi bun, rău sau de ce ați fi capabili împreună. Nici acum nu știu. Nu știu cât reușim să mai rezistăm. Cel puțin de 3 ori mai mult ca acum. Wow, 3 soldați ARC? Turbo! Aș putea face asta toată ziua. Nu-s chiar așa de mare. Tu și gura ta mare. Max, dă volumul mai tare. L-am setat pe 11. Haideți, înainte să atragem iar atenția. Avem invitați speciali aici, acum.
elimină-i pe Forge Ferus și Max Steel. Da, ei sunt speciali. Va fi plăcerea mea. Nu-mi vine să cred, dar e posibil să câștigăm. Și spuneați mereu că jocurile video sunt o pierdere de timp. Da! Roboții ăia trei atacă din toate direcțiile. Da! Noua lor strategie e destul de eficientă. E timpul să ne-o schimbăm și noi. În ceva ce n-au mai văzut până acum. Un ciclon de foc! Asta nu s-a zis la meteo. Ardeți! Aici e generatorul de scut. Wow. Ai simțit și tu? Ce anume? Generatorul produce un fel de forță gravitațională care nu-i atrasă de masa noastră fizică, ci de producția de energie. Încearcă să ne stoarcă de energie turbo. Îmi dă fiori. Deci, cum îl dezactivăm? Nu îl dezactivați. În sfârșit, v-a sunat ceasul. Max! Asta da, aspirator. Oh, perfect. Nu mă gândeam că va fi atât de ușor. Și mulțumită lui Machino, am fost upgradat. Ești plin de surprize. Ai viteza turbo. Trebuie are mai multă putere zilele astea. Toate sistemele au căzut. Nu pot să ies din chestia asta. Rămânem împreună, Cat. Dacă nu vom reuși, vreau să știi că mereu te-am iubit. O mână de ajutor? Sandvișurile. Mereu am iubit sandvișurile. Grozav! Da. Parcă eliminase-și programul de armament al agenției. Așa e, dar apoi am pornit programul de apărare. Tehnologia Entec poate fi upgradată, la fel și formula creată de Toxon. Știi, la început am vrut numai să-ți iau energie turbo. Apoi am început să mă gândesc în ansamblu. Iar Machino e ansamblul suflet. Gazierul lor e impresionant. Multe lumi cucerite, nenumărate civilizații zdrobite. N-am stat pe gânduri, m-am alăturat lor. Și tu ai șansa ta. Lui Machino i-ar prinde bine cineva ca tine, Steel. La urma urmei ești de-a lor. Le aparții. Steel, nu-l asculta. Ce-a făcut Entec pentru tine? Le poți împărtăși secretele lui Machino și vei fi primit ca un erou, respectat printre semenii tăi. Vino, alătură-te nouă și fii de partea corectă a istoriei. Iar tu, Forge Ferus, vei deveni istorie. Ești bine? Încă puțin și vei fi lăsat la vatră, Forge Ferus. Definitiv. Hei, roșcatule! Oh, ce bine a fost! Mai încearcă o dată! Hai, forța turbo! Ce fericire! Max Steel, am mai trecut prin asta! Energia ta turbo nu mă poate supraîncărca! Pot să suport oricât îmi dai! Nu, Max!
Ce crezi că faci? În felul ăsta, Dredd a devenit și mai puternic. Am un plan. Va trebui să ai încredere în mine. O să preiau controlul asupra trupului. Sper că știi ce faci, amice. Sunt Embaro Axtil X377. Sunt un războinic bioparazit de clasă Omega. Ți-am auzit cuvintele, Dredd, și am ales să fiu de partea corectă a istoriei. Cu tine îmi accept moștenirea Lord Machino și îți ascult ordinele, maestre. Nu! De asta mi-a fost cel mai frică. Max, Steel ne-a trădat pe amândoi. Ești terminat, Forge Ferus. Cu Steel, de partea mea, nimic nu ne mai stă în cale. Tu, Entek și planeta Pământ, veți cădea! Hai, Turbo Tunul! Energia lui Dredd are o sarcină negativă. Polaritatea inversă va face generatorul să explodeze. Dredd, Jefferson, generatorul scutului a căzut. Recepționat, capitane. Acum! Steel, îmi pare rău că m-am îndoit de tine. Ba, nu-ți pare. Știu ce reprezint pentru tine, Forge. Un Machino în care n-ai încredere, nu-ți pasă de mine și nici n-o să-ți pese. Îmi pare rău, Max. De acum încolo nu mai pot face parte din Entek. Poftim? Steel! Steel, băgea! Hai, zborul turbo! Au ieșit din navă! Trageți! Nu! Unchiul Ferus! Nu! Nu pot să mă mișc! Tocmai asta e! Mi-am permis să triplez celulele de stază din Entek. Slavă cerului că ești bine. La fel și noi. Nu toți. Ha? Forge n-a supraviețuit. S-a sacrificat pe sine pentru mine. După ce i-am spus că nici nu-i pasă. Acum s-a dus. Eu n-am obiceiul să fac curat. Forge! Să înțeleg că suntem iar în relații bune? Unchiule Ferus, trăiești! Și ai scăpat fără nicio zgârietură. De fapt, am o zgârietură. Unde ți-e brațul? Așadar, cum te simți, șeful? Păi, în curând mă voi obișnui. Noul tău braț va avea nevoie de timp să învețe să comunice cu creierul. Mamă, de ce nu mi-ai spus până acum? Despre tata, despre Steel. N-am fost sigură că ești pregătit. Adevărul e un lucru puternic, să știi. Te poate schimba fără să-ți dai seama. Dar mai vreau să aflu încă un adevăr. Cum s-au întâlnit Steel și tata? Da, să deschidem odată cutia Pandorei. Ce e? Încă mai avem secrete? După ce Machino a fost distrus? Distrus? Păi, da. Elementor a fost capturat, nava mamă s-a prăjit. Max, aia nu era nava mamă. Era doar nava avantgardă. Pentru a pregăti terenul pentru invazia de plină. Invazia de plină? Azi n-am făcut decât să câștigăm puțin timp. De timp avem nevoie. Noua sursă de energie a lui Machino nu e o glumă. Nu știu de unde o are, dar rivalizează cu energia turbo a lui Max. Trebuie să mă așez. Și eu? Și nici măcar n-am picioare. Odihna nu e o idee rea, fiindcă adevărata luptă e abia la început. Am dat un pas înapoi. Da, oamenii au fost mai puternici decât anticipase. Dar nu o să poată anticipa ce îi așteaptă. De azi înainte,
n-o să avem liniște până când Max Steel și toată omenirea n-o să piardă.